tare toată lumea astăzi, vreau să încercăm un secret la fântâna din Brookhaven. Că am auzit că poți să-ți construiești o casă chiar sub fântână. Toată lumea știe spațiile astea. Sacul de dormit s-ar băga pe undeva pe aici, dar să luăm propsul și un sac de dormit ca să putem să intrăm. Sper să funcționeze. O să-l punem așa. O să încercăm să-l mutăm ca să putem intra. Că trebuie să fie pus cum trebuie sacul ca să funcționeze. Eu să intru aici? Nu. Nu. O să iau sacul și o să pun. O să mă pun în sac. Da, logic că nu se vede. Dar până încercăm să punem sacul, o să pară și exact și poziția. Dacă o să reușim pe undeva, ca să putem cumva să intrăm. Știu că așa nu funcționează. Ia și vedem. Ia uitați că acesta este spațiul secret. Se pare că a funcționat. Și acum putem merge pe oriunde vrem noi. Avem aici mai multe încăpere, aici s-ar putea să vă vadă oamenii. Dar nu-i problemă. Și acum o să decorăm cu props. De aia l-am și luat. Să ne facem o ascunzătoare secretă. Știu că v-ați săturat să locuiți în case care vi se pun la dispoziție. Aici o să facem, nu știu, e mai ferit. Așa că o să facem, mai întâi o să începem cu, nu știu, să facem o baie. Baia aș face aici ca să nu mă vadă nimeni. De fapt, chiar nu știu cu ce să fac baia. Dar avem nevoie de o bucătărie. Bucătărie aș face aici, adică la ăsta. Aș pune doar ceva de aici, niște, aș pune așa, un tocător. Aici și aș mai pune câteva chestii ca să fie mai complet. Aici am făcut, ați văzut aici, zonă de bucătărie, dar mai trebuie să facem. Aș mai vrea să fac o zonă unde aș putea să dorm. Aș face, uite, chiar aici. Da, am intrat. În zona în care aș putea să dorm, bineînțeles. Aș pune un sac de dormit chiar aici, pe mijloc. Și i-aș pune niște lumini. Așa. Și acum, că avem dormitorul, o să-i mai pun ceva pe aici, poate. Niște baloane o să punem, dar baloanele o să le punem chiar pe aici. Că ar fi ca o sală de bun venit. Uite așa. De fapt, o să le punem așa. Și cum? Că avem aici o sală de bucătărie, aici ceva de bun venit, aici avem dormitorul, dar ne mai trebuie niște camere ca să putem să avem o casă fericită și frumoasă. Tot de la props o să luăm, dar o să mai punem aici o sală de make-up, dar arată prop limit, deci nu știu dacă mai putem pune ceva, dar o să încerc. Da, încă va mai trebui să scoatem chestia mine, dar o să încercăm să intrăm pe undeva. Aici? Bun. Cam aici este. Dar o să scoatem balonul ăsta. Bun. Și o să mergem, de fapt, o să mergem să facem aici,
sala de machiaj. De fapt, o să punem o oglindă ca să fie mai... Așa. Arată perfect. Avem această oglindă aici. Acest tocător. Și acolo avem patul. Și o să mai punem la bucătărie niște mâncare. Ca să fie așa mai... O să punem niște mâncare. Să căutăm. Ca să putem pune să avem ce mânca. Uitați, o să punem un acest. Mai punem facuria asta. Dar mai întâi o scoatem pe asta. Și apoi punem asta ca să avem mai multă mâncare. Aici, după cum vedeți, avem mai multe feluri. Și da. Da, am telefonul descărcat, dacă v-a apărut acolo pe ecran, deci nu vom mai filma pentru prea mult timp. Aici v-am arătat ce avem. Avem bucătăria, aici o oglindă și să vedem. Și mai avem aici patul. Și mai este aici un loc așa de primitor. Mie îmi place foarte mult, aveți o grămadă de spații, dar în afară de la de fântână o să fiți cam descoperiți, să zic așa. Deci, da. Bun. Aș mai pune pe aici mâncare, ajunge aici. E o sală, un spațiu liber. Și da. Mai fac sport aici. Aici... Aici mai fac sport sau fac ce vreau, așa că o să denumesc sală de sport, pe aici bucătărie, pe acolo dormitor, unde ați văzut și voi, și mai avem o grămadă de spații libere, unde putem să facem aici tot, și, da, patul, și da, o să mai încercăm să punem ceva. Să mai punem niște găleți pe aici. Niște găleți pentru baie. O să facem o baie mică aici. Și o să punem, o să dau jos gantera. O să pun găleata. Și o să o pun chiar aici. Că poate să mai avem nevoie. Punem două. Și acum, da, facem un pic. Asta. Mai întâi aș mai vrea să pun ceva. Deci aici o să punem, o să pun un stand de înghețată. Să avem înghețată. Deci e standul de înghețată. Aici o mică toaletă. Și mai avem un spațiu. Mai avem un spațiu liber momentan. Două, trei, patru, cinci și cam șase spații libere. Sper că v-a plăcut această chestie super tare. Dați like și subscribe dacă mă vreți de clipuri de genul. Pa, pa!